Am văzut că ai dat absolut tot ce ai putut din tine pe scenă. Din cauza sonorizării se întâmplă că toate ca microfoane sunt să fie prea jos și să scrieți vocea. Era acum să ies în industria muzicală. Oamenii care erau acolo și ziceau versurile odată cu voi merită, nu măcar... Merită aplauze. Și în momentul în care creezi în muzica aia pe care eu ascultă și sunt foarte fani, o creezi live, cu ajutorul pick-up-ul lor, asta e altceva. CIA, hey! Craiova Independent Artist. Suntem la filmarea clipului la familia featuring CIA. Însă creează neadaptați textele de stradă, subcultură, ok. Care e alternativa oare? Andreea, Andrei, Raluca de la CNA ar vrea. Ok, zi-mi și mie ce se întâmplă în seara asta aici. Se lansează primul meu album, Sol. Spune-mi de cine cântă pe album? Pe album cântă foarte multă lume, cântă Masaf, cântă... Paco 10 Gri, cântă Vili, cântă Bita, cântă Antan de la Timpuri Noi, cântă Uzi, cântă Swamp, face scratch-uri, cântă Mari, cântă Mario. Am înțeles, să înțeleg că tot ce implică muzică 100% făcut de tine? Da, toate instrumentalele sunt făcute de mine. Și invitații și-au făcut versurile, așa e în hip-hop. Ja Aim, artistul R&B american, a fost semnat în 2000 de Naughty by Nature și a lansat albumul Ghetto Love în 2000. Filmând la Gridiron Gang, Exhibit a realizat cât de aproape a ajuns de crimă și poate de o moarte juvenilă. Starul Pimp My Ride joacă rolul unui antrenor de fotbal american și, realizând cât de norocos a fost că a devenit cine este în zilele noastre, îi mulțumește Domnului încă în fiecare dimineață. Worth dying, trying to get rich? Wow. I think people took that literally. I don't know. Well, come see me tonight.